vi se pare TIFF-ul din punct de vedere educațional, nu doar din punct de vedere al cinematografiei? Se pare foarte bine, pentru că, așa cum observăm în fiecare an, publicul din ce în ce mai pregătit pentru tot felul de filme, nu numai, să spunem așa, filmele comerciale, și e un efort care trebuie susținut în același timp, apreciat și susținut. Tinerii au ocazia să vadă acum la covorul roșu actorii favoriți. Pentru adolescenți, la TIFF, Let's Go Digital a fost ocazia perfectă pentru a învăța să facă un film, ghidați de profesioniști. Și anul acesta, tineri din toată țara au venit la un atelier de film de neuitat. Let's Go Digital a ajuns la cea de-a 10-a ediție, este a ediția aniversară. Sunt copii foarte buni, veniți din toată țara, din Brăila, Giurgiu, Timișoara, și ne bucurăm să-i avem aici. Au luat camera, au luat repiedul, au început să facă poze prin oraș, după aia au făcut mai multe clipulețe cu cadru fix, cadru dinamic. Au decupat realitatea din festival și din Cluj și ne-au arătat-o aici, la Universitatea Sapienția. E ceva nou, care n-am mai făcut înainte și am zis, nu știu, tocmai de-aia m-am și înscris. Pentru că e o experiență unică și, nu știu, e interesant. Idee, filmat, montaj, absolut tot am lucrat într-o echipă. Mi-am plăcut foarte mult. E atmosfera plăcută. Mă rog, agitată, dar plăcută. Cumva o agitație plăcută. E o experiență foarte, foarte frumoasă și merită. E scurtă, dar frumoasă. Chiar merită. Și vocea trebuie să o înregistrăm. Cumva spui defect, calitate. Dar putem să facem din start. Să spui în același timp defect. Nu, n-am luat-o ca o competiție. Pur și simplu experiența în sine pentru noi este foarte importantă. Și prieteniile care le-am legat aici. Anul ăsta trebuie să am grijă de juniori, adică de 15 oameni, și să văd că sunt mai sigur că filmele ies bine și că totul e ok. În general, ne ocupăm și cu coordonul și avem grijă ca să nu se cerți sau dacă se ceartă să îi împăcăm, să zicem. Zic că la patru ăla ne putea să fie altfel sau dacă pot să-mi faci altfel să fie cum arăta. Am vrut să văd cum e să fac un film. E și o experiență și e plăcut. E foarte plăcut. Îmi doresc să urmez o carieră în actorie, film, regie, una dintre ele, și am aflat că este un workshop de făcut filme. Și lucrăm cu profesioniști din acest domeniu și mi s-a părut o șansă minunată. Parcă mult mai bine, adică de la an la an. Am văzut și filmulețe de acum 2 ani și parcă de la an la an sunt din ce în ce mai bun. Și atunci e normal ca și grupurile care se formează să fie mult mai ok. Deja ne speriem de final, ne e frică că se termină. Spuneți-ne despre experiența dumneavoastră cu TIFF-ul. Experiența mea cu TIFF este una de, nu știu cum să-i zic, mistică. E una predestinată, pentru că acum 6 ani eu mi făceam debutul, luam un premiu pentru debut pe această scenă. Iar în seara asta am fost invitată să dau un premiu de debut, ceea ce e o mare bucurie. Care este experiența cu TIFF-ul de-a lungul anilor? Cât de mult vi se pare că s-a schimbat TIFF-ul? Este unul din cele mai mari festivaluri din Europa. A crescut an de an. Anul acesta a fost un deluviu de filme. Și e extraordinar ce se întâmplă. Câte filme ați reușit să vedeți? Am venit de miercuri seara și am reușit să văd 4 lungmetraje și câteva calupuri de scurtmetraje. Și o recomandare dintre cele 4? Recomand filmul despre oameni și melci, care este o comedie foarte bună. Și de ce nu, debutul lui Florinel Piersic, Killing Time. Da. Mulțumim mult de tot! Artistul Mircea Cantor a primit prestigiosul premiu Marcel Duchamp în 2011 la Paris, premiu care se acordă în Franța pentru artă contemporană. 8 lucrări ale sale incluse în marile galerii ale lumii au fost prezentate la Cluj în prezența sa. Haideți să vedem un material.
fost extraordinar pentru că a venit foarte multă lume și nu mă așteptam, să zic așa, la atâta lume să vină și să stea până la sfârșit. Asta m-a bucurat pentru că mă regăsesc înapoi în Cluj și îmi ziceam că e mai bine să fii oaspete în țara ta decât profet. Este o premieră românească să mi se prezinte latura aceasta legată de film într-un festival și în România. Deci publicul practic vede pentru prima dată în România filmele mele care n-au fost niciodată prezentate. Au fost prezentate în foarte multe locuri de prestigiu, pentru că eu funcționez mai mult în arta contemporană decât în cinema și sunt muzee care le-au prezentat ca Museum of Modern Art de la New York, Centre Pompidou de la Paris, Kunsthaus Zürich, Reina Sofia la Madrid, Macro, acum recent în Italia, Muzeul de Artă Contemporană de la Roma. Astea sunt doar câteva din marile instituții publice care mi-au prezentat lucrările. E greu să dai un sfat, adică să fie însetat, să fie însetat de a cunoaște și de a merge și de a vedea, pentru că pe vremea mea, în 99, nici nu avea internet, la bibliotecă trebuia să te mergi cu fișele, nici nu știa ce cărți o să dai. Astăzi ai TIFF-ul în mijlocul orașului, ai internet, ai YouTube, ai galerii întregi, ai biblioteci întregi pe Kindle. Adică trebuie să fii însetat și să nu fii leneș. Asta ar fi sfatul meu. Cu câte costume ai venit pentru TIFF? Acum mă trebuie așa, am venit cu 6 costume. Cu 6. Ce ai făcut când ți-ai pătat un costum la o petrecere? L-am schimbat. Deci dacă n-ai decât un costum, ce faci atunci? Nu mi-amintesc o situație în care să am doar un costum, pentru că iau întotdeauna în calcul că s-ar putea întâmpla ceva cu el, mai ales dacă e o ținută de culoare deschisă, cum e cea din seara asta. Dar apropo de ce am discutat noi în ziua aia la emisiune, am văzut pe cineva care a venit în seara asta în smoking. Deși nu este prevăzut niciun dress code, iar lucrul ăsta m-a bucurat foarte mult pentru că îmi dau seama că unii oameni au natural pornirea de a se îmbrăca frumos și de a respecta un anume eveniment. Așa că sper că la anul, am vorbit deja cu Tudor, să avem un dress code, mă voi ocupa personal. Sunt persoane de aici care au ținute de la tine? Da, sunt mai mulți, dar nu vreau să numesc pe nimeni. Alexandru, mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu și la revedere! Din păcate, anul acesta nu a mai pășit pe covorul roșu la TIFF criticul Alex Leo Șerban. El a fost unul dintre principalii susținători ai festivalului. Organizatorii au decis ca în memoria lui să acorde o bursă unui tânăr critic de film de 3 luni la New York. Criticul de film preferat al cinefililor români, Alex Leo Șerban, este omagiat la TIFF începând din acest an prin bursa care îi poartă numele și care se adresează tinerilor care s-au afirmat în jurnalism sau critica de film. Bursa Leo Șerban a fost inițiată anul trecut, la foarte puțin timp după dispariția lui Leo. E o bursă inițiată de Festivalul Internațional de Film Transilvania și sprijinită financiar, co-sprijinită financiar de Bobby Păunescu. E o bursă care în momentul la care am inițiat-o și am gândit-o pentru un tânăr critic de film sau cineast promițător, da?
s-au alăturat în lunile care au urmat anunțului făcut în timpul TIFF-ului de anul trecut și Institutul Cultural Român din New York și The Film Society of Lincoln Center, pentru că, de fapt, această bursă constă într-un sejur de 3 luni la New York, care să înceapă odată cu Festivalul de Film de la New York și să se termine odată cu Festivalul de Film Românesc de la New York, de la Lincoln Center. Practic, bursa încearcă să asigure unui tânăr cu condei, pe cât posibil un condei la fel de acid și plin de spirit, pe cât avea Leo, posibilitatea de a intra, de a vedea la lucru, da, în plină desfășurare, unul dintre cele mai importante festivaluri din America, e vorba de Festivalul de la New York, și de a fi parte integrantă alături de mine, de echipa Institutului Cultural Român de la New York, în frunte cu Corina Șuteu, care organizează Festivalul de Film Românesc de la New York, să fie alături de noi pentru a mai pune încă un număr la ceea ce facem deja de 6 ani la New York cu acest festival, promovarea filmului românesc, care are atât de multă nevoie la New York. Alex a fost prezent la toate edițiile, TIFF-ului, chiar și atunci când s-a retras din cinema, din critica de cinema, și a plecat în Argentina sau la Lisabona, a venit la TIFF. S-a întors în România doar pentru TIFF. Ce aș dori să spun este că nouă ne-a făcut foarte mare plăcere anul trecut să dedicăm ediția 6-a a Festivalului de Film de la New York memoriei lui Leo, care ne este extrem de prețioasă, în primul rând pentru că Leo a fost și rămâne unul dintre criticii de film cei mai cosmopoliți, cei mai intenși, cei mai importanți pe care i-am avut și care a deschis cinematografia românească către un comentariu de o foarte mare clasă, de o foarte mare diversitate și prezența lui la festival în fiecare an, la festivalul de data asta de la New York, ne-a fost foarte prețioasă. Când TIFF, împreună cu producătorul Bobby Păunescu, ne-au propus să participăm la crearea acestei burse, bineînțeles că am găsit asta firesc și Institutul Cultural Român din New York, împreună cu Film Society of Lincoln Center, vor fi cei care vor asigura oarecum accesul bursierului la evenimentele de film, la New York Film Festival, la Festivalul de Film Românesc din New York, dar și la bibliotecile de specialitate, întâlnirile cu criticii, cu producătorii, cu distribuitorii, în așa fel încât acest critic tânăr să poată să, cum să spun eu, să aibă un contact direct cu o realitate de cinematografică de mare anvergură și într-un context foarte profesionalizant. Câștigătorul bursei a fost anunțat vineri seara la Cinema Republica. Aveam de-a face cu un critic de film care nu avea prejudecăți, ci își lăsa practic total își lăsa prejudecățile la ușă, n-avea niciun fel de analiza filmul, oricare ar fi el, de orice fel, și după asta și chestia asta înseamnă foarte mult și sper că să fie cât mai mulți critici din România care să ajungă la nivelul lui sau eu știu poate mai sus, dar și sperăm prin bursa asta să ajutăm și sper că acum Leo de acolo de sus să fie mândru de ce am făcut, sau mă rog, să fie bucuros. Experiența mea cu TIFF-ul este o minune, pentru că fiind o clujancă, fica rătăcitoare, care s-a reîntors și anul trecut, din dragoste cu cele mai bune intenții, a avut avantpremiera la Festival Comedii. Mă bucur că a fost din nou adus la zilele filmului românesc și chiar am avut o bucurie, sunt mândră de clujenii mei, pentru că cu toate că dimineața la ora 10 aveam și un scurt metraj, Chefu, și era la ora 10 plină sala de la Victoria, iar din dragoste cu cele mai bune intenții la Multiplex, la Odeon, mă întrebam cine o fi la ora 3 la un film, era arhiplină sala, așa că eu sunt sigură că premiul publicului este un public avizat și sunt foarte mândră că am originile aici. Câte
filme ați reușit să vedeți? Am venit ieri dimineață și cred că am văzut destul de multe filme. Am văzut filmul lui Florin și m-am întâlnit și cu seniorul, noi având colaborări foarte vechi, și la un moment dat, pentru că mă grăbeam să ajung la un alt film, nimeni nu îndrăznea să ia cuvântul și am spus, uite ce este Florine. Silviu Purcărete are o vorbă, de la un spectacol sau de la un film, trebuie să pleci cu o anumită stare. Eu plec foarte tulburată de la filmul tău. Am zis, Dixit, și-am plecat. Am văzut, bineînțeles, filmul lui Tudor, Giurgiu. M-am bucurat că m-am întâlnit cu Dorel Vișan din nou. Eu am copilărit în teatrul acesta când era Vlad Mugur director aici. M-am întâlnit în foyer și cu Melania Ursu. E o mare bucurie și sper să vin și la anul cu filmul lui Cătălin Nețăr, Poziția copilului. Mari Tărăcic, regina filmului maghiar, i-a primit anul acesta premiul pentru întreaga carieră la TIFF în cadrul zilelor filmului maghiar. Haideți să vedem un scurt montaj din filmele în care a jucat. Igenis, többé nem mutatok lelkesedést egy férfi naknek toltő rakre. Akarok innen elmenni, keresztapám. Én szeretek itt. Jó itt nekem. És Bartos né is szeret engem. Mit is csinálna nélkülem? A férjem még 17-ben megvakult a fronton. Most neki kell dolgozni. Așteptăm cu interes gala și să vedem ce se întâmplă mai departe. Câte filme ați reușit să vedeți? Unul peste altul, cred că vreo 5. În rest am avut întâlniri, discuții și mai mult, să-i spunem, networking, cum mi se spune acum, decât filme. Multe dintre filmele care au venit aici, noi le văzusem deja și atunci am zis că e mai folositor să stăm de vorbă cu realizatorilor. Dacă ne amintim, Tudor, cum duceai cu mașina de la aeroport oamenii la început și cum arată acum TIFF-ul, vedem că ceva s-a petrecut în ultimii, să zicem, de când? Din 2004, din 2005, în ultimii 7-8 ani s-a petrecut ceva nu numai cu cultura noastră, pentru că a apărut o ofensivă formidabilă a filmului românesc, dar există și o ofensivă a literaturii române contemporane. Există și o ofensivă prin câțiva artiști formidabili a artelor plastice și a artelor spectacolului și a dansului contemporan. În urmare, trăim un moment fast al culturii române la care trebuie adăugat momentul fast a câtorva instituții românești de cultură care au știut să preia elanul acesta cultural și să îl facă durabil. E un moment în care trebuie să ne bucurăm de succesul TIFF-ului pentru că exprimă ceva fast din viața noastră. Și vă propun să vă gândiți cum arătau lucrurile în anii 90
și cum arată acum după ce am trecut de 2010. În anii 90 nimic nu ne ieșea. Eram o ilustrare perfectă a ceea ce cred în 1956 Cioran spunea: românii sunt specialiști în ratare. Românii, la sfârșitul timpurilor, când se va face bilanțul tuturor lucrurilor, îi va învăța pe toți cum anume, deși au avut talente și au reușit să facă ceva în istorie, în urmă tot ei, românii, au fost învingătorii, pentru că ei au știut cel mai bine să rateze. Era un cuvânt de spirit pentru o veche exasperare a lui Cioran, care, vă amintiți, dorea pentru România un destin ca al Franței și o populație ca a Chinei. Numai asta l-ar fi mulțumit. Ei, schimbând ce-i de schimbat, trăim un moment în care nu doar diferite sectoare din cultura română, ci și câteva instituții de cultură românești au reușit să puncteze. TIF-ul este un astfel de exemplu, iar colaborarea dintre TIF și ICR ilustrează și acest moment în care instituțiile nu mai sunt competitive și non-cooperante, ci sunt cooperante în condiții de competitivitate pe piața culturală. La sfârșitul vieții lor, doi oameni extraordinari care au făcut România modernă, Mihail Cogălnicianu și Vasile Alexandri, erau în corespondență și Vasile Alexandri i-a scris așa: Coane Mihai, dacă te uiți la trecutul nostru și cum arăta țara noastră când am început să încercăm să o schimbăm și cum arată acum, anul 1890, îți vine să strigi precum vechii greci: Evohe, am învins. Ei bine, Tudore, am învins. Și acum să vedem cine a învins din această competiție. Trofeul Transilvania pentru cel mai bun film din competiție se acordă filmului Oslo, 31 august, Norvegia. Regia Joachim Trier. Filmul norvegian Oslo, 31 august. Îl invit și sper să ajungă pe Laurențiu Merișan, distribuitorul filmului. Din păcate, regizorul l-am contactat ieri în Franța, în vacanță cu familia, nu poate să vină. Geraldine, thanks for handing the award. Joachim Trier is not here, but he's very happy. Regizorul nu este aici, dar este foarte bucuros să îl primească. And we are very happy that the film already has a distributor. Suntem fericiți că filmul are deja un distribuitor. Laurențiu, I would like to thank you in the name of Independența Film, pe care vă așteaptă în cinema. Mulțumesc. Thank you very much, and I'm sure the film will be on screens very soon. Thank you, Geraldine. Thank you, Horia. Mulțumesc. Cam atât de la gala de închidere a TIF 2012. Abia așteptăm TIF 2013. Până una alta, noi ne revedem săptămâna viitoare. O săptămână ca în filme.